Salutare, dragi prieteni! Suntem la Gămănoasa, la Gimnaziul Grădiniță Ion Crețu. Am zis o felicitări pe Gabriela, care astăzi îndeplinește vârsta de 8 anișori. Mărica astăzi a venit în secret acasă ca să-i facă surpriză scumpii și dragi sale fiici. La mulți ani, Gabriela! Ne-am oprit înapoi, ne rodim înapoi, ne rodim minunat. Ce mă bucur că v-am invitat. Mulțumesc a toți din suflet pentru tot ce mi-ați urat. Și acum să ne în sus cu aplauze! Și mă simt bine. Aplauze, copii! Muzica la masă va să fie. Vreau distracție, vreau melodie. Azi e ziua mea și mă simt bine. Toți prietenii sunt lângă mine. Muzica la masă vreau să fie. Ursuleț, îți place? Da. Da. L-ai mai văzut vreodată ursulețul acesta? Nu l-ai văzut niciodată? Nici pe Facebook? Nici pe TikTok? Nu. Nu l-ai văzut. Dar îți place, da? Uite, Gabriela, vreau să te întreb, cum crezi? Cine l-a rugat pe urs să vină la ziua ta de naștere? Ia să ridicăm un pic așa baloanele în sus. Cine l-a chemat pe ursuleț aici la școală să te felicite? Mama cu tata. Mama cu tata. Mănica cu tăticul sunt aici? Nu. Sunt acasă? Nu știu. Sau e la lucru? Sunt peste hotare sau acasă? Sunt peste hotare. Îți este dor de ei, nu? Foarte tare îți este dor. Tare? Tare. Să știi că Mănica se uită acum acolo și tăticul și te vede, da? Uite, eu am un mesaj pentru tine care scrie cine ți-a organizat surpriza. Copil suav și dulce, trimis de Dumnezeu, ești dorul cel mai bun al sufletului meu. Ești raza mea de pace, ești raza mea de dor. Ești cântec și speranța iubită, te ador. Și fiecare secundă din viața trecătoare, tu o transformi pe loc în mare sărbătoare. Copil frumos și bun al inimii fior, ești o binecuvântare și-ți spun că te ador. Să fii mereu în viață un dar neprihănit, să mergi curat și sincer pe drumul părăsit. Iar eu voi spune lumii, voi spune iubita mea, că pe fetița mea o cheamă Gabriela. Ești un cadou perfect făcut de Dumnezeu, pe cerul vieții mele un splendid cucubeu. Dragă noastră fetiță, astăzi e ziua ta și ne cerem iertare că nu suntem alături să-ți spunem la mulți ani. Un viitor plin de momente cât mai bune, plin cu posibilități uimitoare, așa că urmează-ți visele și atunci când vei simți că ți-e greu, să știi că te poți baza pe noi, părinții tăi, și te vom susține în tot ceea ce faci. Mama, tata, sora, îți spun la mulți ani și te iubim enorm de mult. Ne pare rău că nu suntem lângă tine, dar ești aici cu noi, în inima noastră. Aplauze pentru Gabriela, ține-a felicitările pentru tine, Gabriela. Și vreau să te întreb ceva. Eu sunt sigură că tu ai o dorință mare. Ai o dorință? Da. Ce ai vrea tu cel mai mult? Mama cu tată să vină acasă. Să vină mama cu tata acasă. Uite, noi acum o să facem un cerc al prieteniei și vreau ca tu să închizi ochii ca să ajungă mesajul până la mămica ta departe. Vrei să facem asta? Da. Haideți să ne luăm toți copiii de mânuță. Așa. Așa.
Toți demonuță cu ursulețul, da. Așa, în fața ursulețului, vină mai încoace, da. Și vreau ca să-ți pot această dorință și să închizi ochii. Așa, închide ochișorii. Iar noi haideți să aplaudăm, să ajungem dorința până la mama peste fătaie. Așa, așa, așa. Și eu am să te prind strâns, 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 să-ți imaginez că eu sunt mama ta. Vai, s-a îndeplinit dorința, copii, care ți-i spunem la mulți ani! La mulți ani! Hai tare! Gabriela, vezi ce ușor se îndeplinesc dorințele dacă vrei tare, tare, tare? Ești bucuroasă că mămica a venit acasă de ziua ta? Da. Da, deja și zâmbetul ți-a apărut pe buze. Uite, mai am o întrebare la tine. Dorești să te distrezi cu ursulețul și împreună cu toți colegii tăi de clasă? Da. Acum înseamnă că mergem să facem distracție. Cere dimineața. Mergem, mergem pe cer. Cine face curent? Pumnii în față, pumnii strânși, degetul sus.
educație fizică, da? Sabia.
Ursulica, dar tu deja trebuie să pleci, dar un salut nu e dat la niciun copil, doar cu Gabriela. Copii, vreți să vă salutați fiecare cu ursul? Da. Ia să ridice mâna, cine dorește să se salute? Ia, ursulica, repede așa de un salut la fiecare copilaș. Așa, 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 așa. Și cu doamna dirigintă. Așa să fie. Ursulica, mai dansăm un dans cu copiii și plecăm la alți copii? Da, acum o să dansăm dansul trenulețul. Acum o să fie Gabi în spatele ursulețului și toți copiii după Gabriela. Da, trenul tu! Da, trenul tu! Bye.
Gabriela, ți-a plăcut surpriza? Da. Uite, pentru că mămica ta este aici deja, dorința a fost îndeplinită. Mămica, veniți în pace cu noi. Uite, vreau ca tu să-i spui ceva mămicii tale și tăticului tău de această surpriză, de tot ce fac ei pentru voi cu surioara împreună. Știi tu mai bine ce să-i spui, da? Pe tata tare la iubesc, pe mama tot o iubesc și pe sora. Vă mulțumesc mult pentru tot și cadourile. Bravo! Aplauze! Copii, îmi spune-mă o dată la mulți ani. Da! Și la...